Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, s-a aflat astăzi în mijlocul comunității românești din Otlaka Pustă, Ungaria. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a oficiat o slujbă de pomenire pentru preoții Teodor Roxin, Teodor Misarăș și soțiile acestora. Cu multă bucurie, în această duminică a 31-a după Rusalii, am venit să slujim din nou în parohia Otlaka Pustă, o frumoasă biserică cu o vechime considerabilă, aflată sub purtarea de grijă a părintelui arhimandrit Calinic și unde credincioșii acestei parohii, chiar dacă sunt mai puțini și mai în vârstă, dovedesc că au o grijă deosebită față de biserica lor și poartă în suflete această lumină a credinței pe care au sădit-o acolo încetul cu încetul de-a lungul întregilor vieți. De asemenea, în aceste zile ne-am adus aminte cu recunoștință și am pomenit în rugăciunile noastre și pe doamna preoteasă Elena Roxin, care ar fi împlinit 84 de ani, s-a mutat la cele veșnice, bineînțeles, de mai bine de un an de zile și care l-a sprijinit în activitatea sa pe părintele Teodor Roxin în tot ceea ce foarte mulți ani de zile a făcut pentru credincioșii din Otlaka Pustă. Și tot astăzi ne-am adus aminte și de doamna preoteasă Maria Misarăș, care a împlinit jumătate de an de la plecarea sa la cele veșnice, soția vrednicului de pomenire părinte vicar eparhial Teodor Misarăș, cel de-al doilea vicar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, până când în fruntea ei să vină un episcop, și care, doamna preoteasă Maria Misarăș, a fost o persoană deosebită și un bun român, în același timp o preoteasă model, cât și o învățătoare deosebită, care a predat limba română elevilor și intelectualilor români din diferite părți și, bineînțeles, a contribuit și la întemeierea sau la întocmirea unor manuale și cărți de limba română. Bunul Dumnezeu să îi odihnească, să-i primească în împărăția sa pe cei care s-au mutat la cele veșnice și să facă ca această lumină a credinței pe care bunii și străbunii noștri au păstrat-o cu atâta sfințenie în sufletele lor, să găsească cale și către inimile credincioșilor mai tineri, românii de astăzi, din țară și din afara graniței, pentru a fi și ei aproape de Dumnezeu și în ograda bisericii străbune. După slujbă, preasfințitul părinte Siluan a vizitat centrul pentru familii al parohiei. 21% din locuitorii localității Otlaka Pustă sunt români.